Ce? Mă duc să duc viteaua la jum. Ia uite-l pe ăla. Ce-i ăsta? Ai abus, a? E de câta coile. Dar câta coile are putut. Bă, eu mai am o linie. Ne băgăm la domnești. Hai, dă-i. E destul de iurea. De ce n-au inventat ăștia o cască cu viziera care se degivreze sau un ștergător? Parcă am văzut o cască cu ștergător. Nu? Da. Era o chestie. Cască cu ștergător. Bă, dar aici eu... Aici eu văd acolo e uscat. De ce pe banda mea e ud și pe banda cealaltă e uscat? Și nu mă mai sunați. Nu mă mai sunați pe Messenger, vă rog. Nu mă mai sunați. Nu mai dați wave. Domnul are pană. Domnul cu taxiul are pană. Oare o să mă asculte? Pană. E pană, da. Ce pleacă curul de zăbia. Zici că e cu mașina, nu înțeleg. Anvelopele astea sunt de căcat. Bravo, șeful. Nu poți să semnalizezi, să stai la telefon, să mai și virezi. N-ai cum. Și lumea zice că șoferii de BMW sunt aia care nu semnalizează și nu. Bă, înainte așa era. Șoferii de BMW nu semnalizau, șoferii de BMW erau ăia cu manele, cocalari, cu, știu eu, cu geamuri deschise, cu muzica la maxim, cu chestii din astea, da. Asta se întâmplă acum vreo 10 ani. Mai nou, șoferii de Audi vin puternic, puternic din spate și ăștia s-au lovit, ca în fiecare dimineață un accident trebuie să se întâmple aici. Domnul cu autobuzul n-a acordat prioritate pentru că nu știe cum e să acorzi prioritate și cui trebuie să-i acorzi prioritate. Așa, și că ziceam de cocalari. Bă, toți, mă, toți sunt acum. Nu mai contează, pentru că au descoperit că BMW-urile sunt mai pretențioase la întreținere și mai costisitoare. Și de aici au preferat să-și cumpere și alte mașini. Cum ar fi Audi, ăsta n-are ce să caute pe acolo. Cum ar fi Audi, cum ar fi Volkswagen. De ce nu Volkswagen? Foarte mulți. Cocalari sunt peste tot. Și ceea ce vreau să spun de fapt e că așa cum înainte trebuia să fii atent la BMW-uri că nu știi încotro se duc și la cocalari ăștia, în sensurile giratorii trebuia să fii foarte atent pentru că nu semnalizează și așa, acum trebuie să fii atent la absolut toată lumea pentru că nu știi de unde apare un nesimțit, că până la urmă ești un nesimțit dacă nu vrei să semnalizezi și vezi că încurci și nu știu. Da, nici eu nu semnalizez mereu, dar atunci când sunt singur pe stradă, mi se pare chiar inutil să semnalizez, pentru că nu am mașină nici în față, nici în stânga, nici în dreapta, nici în spate. Să-l semnalizez, da, nu o fac, recunosc. Dar când sunt în aglomerație sau văd mașină la depărtare sau am mașină în spate sau stânga, dreapta, ceva, folosesc semnalizarea ori de câte ori am posibilitate. Acum trebuie să fii atent
la absolut toți. Toți sunt niște nesimțiți. Da, 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 nesimțiți. Și a doua problemă care e la noi în țară cu sensurile giratorii e că educația noastră pentru sensul giratoriu e aproape inexistentă. Pentru că intră de pe prima bandă, pe a treia în sensul giratoriu și ies tot pe prima. Adică pur și simplu le lene să mai vireze o dată dreapta, o dată stânga și o dată dreapta. Ei vor să meargă drept. Și asta e o problemă. Pentru că tu dacă circuli în sensul giratoriu corect, sunt toate șansele ca ăla să intre în tine și să creadă că are și dreptate. Vezi cu pacientul. Ai rămas fără pacient și vrei să dai peste mine? Păi n-ai văzut cum te-ai băgat așa? Nebunule! Trag la bam, cum trag la bam banii. Până mă văd bălanii cu mare cash ca marocanii. Nu dau greș, nu mă opresc, nu fac nani. Că am treabă și am nevoie de bulan ca jandarmii, da. Dacă tragi pe combinații nu e funny. Când o arzi ilegal stai cu morcov ca Bugs Bunny. De-aia trebuie să fac muzica să meargă bridge. Dar nu vreau să sune a kitsch. Deli, deli, țiplă, chit că-l vespa. Sticle, restul rămân junior. Pă, viață ca bănică, pică toba mică. Pică basul greu până pică orice fraier care vine cu tupeu. Că dacă vorbești prost și aberezi fără rost, îți iei carne multă, poți să fii și poți să stea bine pe gât exact ca un la cost. Nu-ți vorbe gratuitele, dăm contra cost.